Salut! Uneori, pentru a fi martorul unor lucruri neobișnuite și uimitoare, e suficient doar să ieși afară din casă. Desigur că nu știi anume în ce moment se vor întâmpla aceste lucruri neobișnuite. Însă, în ziua de azi, o mare parte de oameni, îndată ce văd ceva interesant, pun mâna pe telefon și încep a filma. Multe imagini interesante sunt înregistrate și de camerele de supraveghere. Astăzi o să vedeți cele mai interesante, neobișnuite și uimitoare momente filmate de camerele video. Așa că puneți un like, abonați-vă la canal și să începem! Aceasta este cea mai mare stație Tesla din lume. Transformatoarele Tesla, chiar dacă nu sunt întrebuințate într-un spectru larg, estetic arată destul de interesant. În statul Texas, un tren s-a ciocnit cu un camion și, ca printr-o minune, nu au fost jertfe. Însă, când te uiți la această pară de foc, cu greu îți vine să crezi că nu au fost jertfe. Din fericire, acest caz a fost filmat de unul din trecători care trecea pe alături. Doar priviți ce peisaj uimitor! Râul pare că e din film. Până acum credeam că așa ceva există doar în povești. Prieteni, dacă știți unde se află acest colțișor de rai, scrieți-ne în comentarii! Iar acesta este un adevărat dragon din povești. Glumesc! În realitate, acesta este un animal care se numește pangolin. Fiți de acord, chiar are multe în comun cu dragonii. Desigur că ei nu pot zbura și nu suflă foc. Aceste figuri se aseamănă cu niște fantome adevărate. În dependență de faptul cum se reflectă lumina, ele își schimbă culoarea și se pot face în totalitate transparente. Anul trecut, în orașul Sankt Petersburg, a apărut o spumă albă ca zăpada. După unele concluzii, oamenii au declarat că probabil în apă, din greșeală, au căzut niște substanțe cum ar fi detergenți. Însă, 100% să identifice cauza acestui pena party nimeni nu a putut. Sunt sigur că fiecare dintre voi în copilărie, pe terenurile de joacă, ați avut balanță, unde vă puteați distra doar cu cineva care are aproximativ aceeași greutate ca și voi. Însă, aceștor doi le-a venit o idee mai grandioasă, și anume să organizeze același joc, doar că cu două mașini. Cel mai mult citesc cărți în format de hârtie. Însă asta nu înseamnă că ar trebui să le dăm pe toate la maculatură. Uitați-vă ce opere de artă puteți face din ele! Sunt sigur că nu o singură dată ați văzut păsări care zboară în țările calde, însă atunci când sunt atât de multe e ceva fantastic. Pe cer se formează o mulțime de semne și simboluri necunoscute. Dacă vreun șofer îți va spune că are cauciucuri cu cuie care nu alunecă, să-i arăți acest video. Acestea da roți, cu ele nu mai derapezi. Să cobori de pe munte e cu mult mai ușor decât să te urci, însă dacă te mai ajută micile avalanșe e și mai ușor. Pare că este un râu, doar că din pietriș și prundiș. Nu știm dacă acest truc a fost anume așa gândit sau s-a primit spontan, însă în imagine arată foarte interesant. Placa de surfing a zburat de sub picioare. Băiatul nu s-a pierdut, a prins-o și s-a urcat din nou pe ea. Iată o peșteră de gheață. Aceste imagini parcă ar fi de pe altă planetă. Ați dori să intrați într-o peșteră sub gheață? De data aceasta vă pot spune eu unde să mergeți pentru a intra în lumea poveștilor. Aceste imagini au fost filmate în Islanda. Băiatul din imagini poate spune cu pieptul deschis unei domnișoare că el are un elicopter personal, însă, din păcate, el nu poate plimba pe nimeni cu acest elicopter. Acest aparat de zbor, până când, este doar pentru o singură persoană.
Aceste imagini te captează și te sperie în același timp. Dintr-o parte e ceva uimitor, însă din alta există pericolul să te prăbușești sub gheață. În timp ce acest băiat încerca să scoată din apă un șarpe, de sus aluneca spre el un alt șarpe mult mai mare și periculos. Voi cum credeți ce se întâmplă în aceste imagini video? De unde s-au luat toți acești șerpi? Un țap a spart sticla de la ușa dintr-un oficiu din Colorado și a fugit de la locul faptei, însă lui nu i-a ajuns doar o sticlă și a stricat-o și pe a doua. Bine că nu a intrat în interior. Să urci pe un munte vertical mereu este complicat, însă să o faci fără mâini practic este imposibil, mă gândeam eu înainte de a vedea această înregistrare video. Urșii desigur că sunt animale inteligente, grija față de oameni ei și-o arată destul de rar, însă acest moș Martin a decis să mute tomberonul de gunoi pentru a elibera intrarea. Cât de drăguț! Și iată că asta s-a întâmplat din partea unui animal sălbatic. Bravo, moș Martin! Acest băiețel a încercat să blocheze ușile ascensorului cu umbrela, însă nimic bun nu a ieșit din asta. Se pare că micuțul s-a speriat foarte tare. Pentru nimeni nu este un secret că câinii sunt destul de inteligenți. Uneori ei chiar copiază comportamentul oamenilor, însă doar în acel caz când ei primesc plăcere de la asta. Să descoase relația dintre oameni le este greu chiar și psihologilor, însă acest streamer dă sfaturi pe șleau auditorului său. Ea îi învață pe băieți că pentru a trece peste o despărțire, mai bine nici să nu începi să vorbești cu fata aceea, nici să nu o suni și nici să nu-i scrii. Cel mai bine în general ar fi să nu intri într-o relație, așa a spus fata. Însă după pozele care au nemerit în cadru, nici ea nu respectă aceste reguli pe care le recomandă altora. Mult mai bine ar fi ca înainte de filmare să ia din cadru tot ce este de prisos. Pisica, fără nicio problemă, poate prinde acest burunduc, însă totul s-a întâmplat invers. Burunducul curajos s-a năpustit peste pisoi. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!